mă gândesc așa, la frumusețe, la strălucire, la materiale din alea scumpe, la modă. Și când spun modă, nu am cum să nu mă gândesc la Liza Panait, care ne vizitează astăzi cu fica ei, Maria. Bună, dragilor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Bine ați mare venit! Era dor de voi! Ce mai faceți? Spui tu sau eu? Tu! Hai să vedem pe rând, că probabil faceți lucruri diferite. Că... Da. Suntem bine, suntem sănătoși. Avem și câteva proiecte. Ce să spun? Mergem înainte? Asta da. Da, asta e important. Maria, Maria, tu ai 25 de ani. Da. Tu faci, trebuie să faci alte lucruri la vârsta ta. Lucrez, fac și niște cursuri de croitorie și tipare. Că la noi n-are unde. Lucrez și la colecția mea. Oh, foarte frumos! Cum adică faci cursuri de croitorie? Eu mă așteptam să-mi zice, păi a fost la festivalul ăla, mă pregătesc să mă duc la concert la Harry Styles. Acum... Am fost la festivalul vara asta. Da, am fost. Și îți place Harry Styles? Zim-te rog că îți place Harry Styles. Da, da. Cui nu-i place Harry Styles? Îmi place, dar nu mă duc la concert. Nu? Nu. Nu, bine, cred că ești prima fată care zice nu. Bun, ai spus ceva de colecția ta, lucrezi pentru prima ta colecție. Da. Deci cumva ai moștenit talentul mamei. Vom vedea. Ce frumos. Eu mi-am dorit să am o fetiță. Am un băiat, nu l-aș da pe nicio fată. Normal. Dar mi-am dorit, că mă gândeam așa că e relația asta dintre mamă-fică și este ceva mai minunat, nu cred că există. Așa este. Cum e între voi? Cum e relația asta? Păi așa cum ai spus tu, este minunată. E greu să-ți descriu. Da. Da, este... Ce să oricum spun? Fiecare relație mamă-fică e unică. Nu bineînțeles. Cred că nu, dar asta trebuie să fie una dintre voi mai impulsivă, una mai calculată. Nu, suntem amândouă la fel. Cum? Impulsive sau calculate? Deci amândouă impulsive. Da. Hai, spui tu așa? Foarte calculate nu suntem. Nu suntem foarte calculate, nici foarte impulsive. Probabil ne completăm, știi? Ne completăm. Și cred că de asta ne și înțelegem și avem o relație foarte bună. Ascultăm una de alta, mai mult ea de mine, normal. Da, bine. Acum, Maria, ai 25 de ani, dar ai fost adolescentă la un moment dat. Și eu, cel puțin, eu am fost un copil destul de rebel în adolescentă. Da, eu m-am certat cu ai mei foarte tare pe ideea de unde mergi la facultate, de exemplu, foarte tare. Adică, la voi cum a fost perioada asta? Nu ne-am certat. Dar n-am fost de acord cu ce a făcut. Deci, ce-a făcut? Ne-am spus părerea. Cam fost la facultate, la administrarea afacerilor. Îți dai seama, la ASE s-a dus. Păi da. Și... Păi e foarte bine că s-a dus, dar... Nu, dar ea întreabă, îi place? Întreabă dacă îi place. Place? M-a ajutat, asta e doar. Au fost și lucruri care mi-au plăcut și lucruri care nu mi-au plăcut. Da. Normal. Dar tu ce vrei, Eliza? Arte. Eu am vrut să duc către arte vizuale, am vrut să facă fotografie, design, orice, te duci la cifre, ce naiba. Știi cum e, Eliza, că ei își aleg singur până la urmă ce trebuie să facă. Și o facultate foarte bună, Lilie, așa este, sunt de acord. Puțin copii cunosc care au făcut și au dorit părinții. De obicei, asta facem. Venim și facem tot altceva. Deci așa se întâmplă, ca să știu și eu în cazul meu. Că în general, eu spun să fie inventator, să fie cântăreț, deci o să facă ce vrea el oricum. Da, în schimb, Lilia, acum ea face ce i-am spus eu la început să facă. Deci... Așa e, cu cât înaintăm în vârstă, cu cât parcă simțim altfel sfaturile părinților și le și respectăm, ca să zic așa. Da. Și a făcut o facultate grea, adică de asta mi-a părut rământ, dacă tot... Că tu o vedeai acolo administrând afaceri în continuu și... N-am văzut administrând afaceri. Păi da, uite, acum poate-ți administrează afacerea ta. Măcar să fie mai bună afacerea. Să dea Dumnezeu. Să meargă mai bine. Hai să trecem la întrebări importante. Înainte să trecem la întrebări importante. Tot timpul face chestia asta și vorbim părinții, mamă, uite că ce fiul rebel sau ce fiică rebel am eu. Dar tu cum erai când erai adolescentă? Da, așa este. Așa recunosc. Am făcut numai ce mi-a plăcut și ce am vrut. Adică și regret că ai făcut asta? Niciodată. Nu? Niciodată, exact. Pentru că am făcut 99,99 numai lucruri bune. De asta nu regret. Instinctul ăla. Da, de asta nu regret. Poate că dacă nu mi-eșeau toate sau dacă nu... am făcut exact ce mi-am dorit, ce mi-a plăcut să fac și pentru mine a contat foarte mult și totdeauna le-am spus și lor. Alegeți și faceți în viață numai ce vă place. Nu vă gândiți la bani, nu vă gândiți că nu o să fie bine, o să fiți nefericiți. Faceți ce vă place și rămân la părerea că dacă în viață faci ceea ce îți place, ce spuneam ție în pauză, ești un om fericit, să știți, că de fapt asta contează. De fapt asta contează. Așa e, foarte frumos. Hai cu întrebările serioase, Emilia. Am o întrebare. Mama, nici nu cred că Liza se așteaptă să primească Maria această întrebare. Maria, ai un bit? Da. Maria, are un bit, bravo!
Și mama l-a cunoscut? Da, normal. Da. Și mama, cum e iubitul Mariei? Păi e iubitul Maria. Deci, iubitul Maria, deci... Foarte diplomatic așa, da, de a e iubitul lui Maria, e un băiat în regulă și dacă ea iubește, dacă el o iubește, asta e cel mai important pentru... Cred că am avut omul ăsta niște emoții, eu acum am în pielea băiatului care te-ai dus la părinți. Sunteți împreună de mult timp? Da. De 100 de ani. De cât? 100 de ani. Dintotdeauna. Dintotdeauna. Dintotdeauna, da. E un băiat bun. Dar cât de importantă e părerea mamei, că știi cum e? Eu am mai cunoscut și fete care m-au dus să mă prezinte părinților și după aia, după ce mama a zis, da, e bun și asta... Fata a zis, mamă, lasă că nu contează oricum ce zice, mama, oricum nu contează, îți spune că nu contează nici pe al mama, nici al tata. Da, dar... Și nici nu am ar să conteze. Ia să vedem ce zice Maria. Maria, tu ce părere ai? Ia zi. Contează totuși, chiar dacă nu ne dăm seama. Undeva acolo, în spate, contează. Da, o știa ceva, îți dai seama. Nu știu, da, eu sunt convinsă că nu contează nici părerea lui tata, nici al lui mama. Și pe undeva e normal să nu conteze, pentru că, în general, viața ți-o faci. Deci corect. N-ai nevoie de cineva din afară care să-ți creeze o problemă. Și atunci... Da, eu sunt de acord cu asta. Dar uite, vezi, mama, dacă are ceva ce nu-i convine sau dacă a avut în trecut ceva ce nu-i convenea la relațiile mele, îmi spunea. Adică, dar știi că... Păi zice... nu, să nu ții pe care le-am spus. Și mie și fraților mei la fel. Eu la toți le-am spus. Deci nu, din capul locului am spus ce am gândit, ce probleme, ce am crezut, ce am considerat că așa-s părinții, de asta-s părinții. Dar nu înseamnă că vreodată am spus că nu, nici exclus. Știi deci, ce... am gestionat bine, ne-am cât a trebuit, ca să știe părerea noastră, pentru că așa e normal. Și că voi le faceți cu gândul să ne protejați tot timpul când vedeți ceva rău. Așa e, și asta îmi zice mereu mama. Lasă că tu, nu, de fapt, nu o să zic că o să vezi când o să fii părinte. Mie îmi și zice mama, tu nu o să fii niciodată mamă ca să vezi cum e legătura dintre mamă și fiu. Da. Dar acum mă gândeam, tu îi spui asta ei, lasă că o să vezi tu când o să fii mamă. Nu i-a spus niciodată, că o să vadă. Ce simt mei, dă, să-i creezi o problemă, de ce spune mama așa, oare e o problemă? Tu, oricum tu o să vadă. Ce... Te vezi, Maria, în rol de mamă și... Deocamdată nu. Deocamdată nu, are 25 de ani, nu să mai adică stai, ai timp. Acum, Maria, ai timp. Mult timp de acum înainte nu. Eu aș vrea să-i spuneți cățelul. Dar nu se știe niciodată să nu luăm de bună. Știți aș cum vrea e... să spuneți care este ultima vacanță sau cea mai recentă vacanță în care voi ați mers amândouă. Păi totdeauna merge, ea merge totdeauna cu noi, deocamdată da, avem privilegiu, și... avem privilegiu să meargă cu noi. Da. Păi anul ăsta am fost în Sicilia, da. În Sicilia? Ce a fost foarte frumos. Foarte frumos. Da. Unde să merge domnule în Sicilia? Unde? Că vreau și o să-mi iau bilet până unde pentru Sicilia? Știu că e acolo în jos, la Italia, nu? În Catania, da. Și de acolo am în Taormina. Da, și e foarte frumos. Și plajă? Și plajă, și da. Dar e atât de frumoasă încât n-ai timp de plajă. Crede-mă, da. A, lol. Ziceați de proiecte, ziceați că aveți treabă mult acum. Da, lucrăm la două proiecte. Eu îl spun pe la Maria de Sarmi Degetuz, un program despre identitatea noastră națională și spune după al doilea. Frida. Și mai avem în... Administrează afacerea, da, Maria. Da, trebuie. Despre Frida Kahlo, care cel mai probabil se va numi Frida. Da, să facem un spectacol dedicat. Noi suntem dedicat. Noi mari admiratori. Da. Deci lucrăm la două proiecte. Felicitări! Mulțumim! Foarte frumos, da. Da, amândouă sunt foarte frumoase. Asta, probabil că primul va fi Sarmi Degetuz, asta să vedem. Oricum lucrăm la amândouă. Eu am început să... Noi, de fapt, am început să luăm materiale, accesorii. Păi dacă aveți nevoie de modele, pentru Frida ziceam, pentru Frida, avem aici pe Frida, Lili Kahlo. Frumos, mulțumim frumos că ați venit. Mulțumim. Și asta deci povesteam și... foarte bine la voi, de asta și venim la voi. Asta povesteam și frumoasă, că și noi când apucăm să ne așezăm așa cu niște oameni calzi pe canapea și să le aflăm cumva povestea vieții, parcă ne încălzim și noi de la ei. Așa este. Voi, de fapt, voi sunteți cei care transmiteți o stare bună. Mulțumim din suflet.